Astăzi, preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Călăraș. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit despre dragostea cu care Sfântul Apostol Ștefan l-a mărturisit pe Hristos. Este un mare exemplu pentru noi creștini cei de astăzi, prin fervoarea lui religioasă, prin iubirea lui față de Mântuitorul Iisus Hristos, prin trăirea cuvântului Evanghelie vieții. Nu a prepuțit nimic. L-a vestit pe Hristos chiar cu prețul vieții lui. Așa cum fac și astăzi mulți creștini în lumea aceasta, sacrificându-și viața lor, dar mărturisindu-l pe Hristos. Având certitudinea că Hristos este nemincinos în promisiunile lui. Și că pe cei care îl vor mărturisi în lumea aceasta, cel îi va mărturisi în fața Tatălui Său care este în cer. Sfântul Ștefan a fost iubit de fiii poporului nostru. Mulți creștini poartă numele Sfântului. Multe biserici au hramul Sfântului Arhidiacon și fiii ucenici Ștefan. Este de mare folos exemplul vieții lui. Ne este de mare folos să luăm exemplu de la trăirea lui, de la fervoarea lui religioasă, foarte important în aceste vremuri, să mărturisim pe Hristos prin cuvânt, prin fapte, prin jertfa noastră cea de zi cu zi. Ierarhul a hirotonit un diacon pe seama Catedralei Episcopale din Slobozia și l-a hirotesit iconom pe părintele paroh de la parohia Modelul Nord. La sfârșitul slujbei, grupul de copii al parohiei a interpretat mai multe colinde. Micuții au fost răsplătiți cu daruri din partea ierarhului.